codul de conduită conține principiile care stau la baza activității noastre. Are drept scop să protejeze standardele privind comportamentul lucrătorilor umanitari. Peste 600 de organizații s-au angajat public să respecte aceste principii. Codul de conduită este format din 10 principii. Prin asigurarea respectării acestor 10 principii, putem garanta că comunitățile afectate de dezastre vor primi asistență de calitate, de care au nevoie și la care au dreptul. Să divizăm aceste 10 principii în două părți. Primele 4 principii sunt principiile umanitare de bază. Acestea sunt: 1. Imperativul umanitar este pe primul plan, care presupune oferirea de asistență imediată persoanelor a căror existență este în pericol. 2. Ajutorul este acordat indiferent de rasă, credință sau naționalitatea beneficiarilor și fără niciun fel de distincție negativă. Prioritățile de acordare a ajutorului sunt evaluate numai în funcție de necesități. 3. Ajutorul nu va fi utilizat pentru a promova un anumit punct de vedere politic sau religios. 4. Se vor depune toate eforturile pentru a nu acționa ca instrumente ale politicii guvernamentale externe. Așadar, acestea sunt principiile de bază, dar celelalte 6 sunt cunoscute sub numele de principii de program. Scopul lor este de a îmbunătăți calitatea și responsabilitatea asistenței umanitare. Acestea includ următoarele. 5. Se va respecta cultura și tradițiile. 6. Reacția în caz de dezastru va fi structurată pe cât posibil în funcție de capacitățile locale. 7. Se vor identifica metode de implicare a beneficiarilor programelor în administrarea ajutorului acordat. 8. Acordarea ajutorului trebuie să urmărească reducerea viitoarelor vulnerabilități în caz de dezastru, dar și satisfacerea necesităților de bază. 9. De asemenea, suntem responsabili atât față de cei pe care noi încercăm să-i ajutăm, cât și față de cei de la care acceptăm resurse. 10. În final, în activitățile de informare, publicitate și promovare, se va recunoaște că victimele dezastrului sunt ființe umane demne și nu obiecte inutile. Dacă țineți cont de aceste principii de bază în timpul activității în teren, veți produce un efect benefic atât asupra persoanelor pe care le ajutați, cât și asupra altor lucrători umanitari. Vizitați următorul link pentru a afla mai multe!